Hai, tată, hai să ne pregătim pentru o nouă zi frumos. Ia uite, am stricat-o pasta, băi, s-a pus praful de-aseară, ceva de speriat. Frig, bă, frig, să vedem cine face lui băiatul safteaua. Ia căciula Românie, ferește capul de frig și prostie. Ia căciula flaușată de chinezie croșetată, căciula de dictator îndrăgită de popor. Hai, ia căciula de moș, te ferește de Soros. Haideți, haideți, băieții, avem de toate pentru toți. Ia uite, bogăție, șepci, fesuri, cagule, căciul, caschete, bonete, berete, jobene. Ce vrea domnii, ce vrea domnii are băiatul. Ia fesul de cioloș barosane, ia uite-l, ia uite-l. Fesul gros de lână să te țină și pe lună. N-arată el cine știe ce, dar bă, ține de cal la proteste. Și în plus te mai laudă și ambasada Suediei pe internet. Partea nasoală e că dacă îl porți a doua zi apar la niște televiziuni ca dușman al poporului. Da, să fim serioși, acolo e cam bancul cu iepurașul. Ai șapcă, iepurașule? Nu. Aha, înseamnă că ești dușman al poporului. Ai șapcă, iepurașule? Da. Aha, înseamnă că ești copilul lui Soros. Băi, și îmi pare rău că nu mai am să vă arăt fez de la de Băsescu, de la Paulică și Rechinu. Bă, a făcut senzație la viața lui. Ăla se poartă și cu un ochi căzut, așa. Ia căciula, neamule, ia căciula, ieftin, ieftin le dau. Ia uite, ia uite, tată, căciulă de neanicu, ca pe vremea lui bunicu. Personal nu vă recomand căciula asta, că are un obicei prost, așa, face găuri în tine în noaptea de Crăciun. Dar văd că încă sunt o groază de tovară și pretini care n-au învățat nimic și vor să o poarte în continuare în public. Nu știu, nu știu, ia uite, ia uite aici, sora ei mai mare. Călduroase și bune, băieții, călduroase și bune avem. Căciula mare de sas te cam lasă fără glas. Băi, bună asta, bă, ce-mi vin rimele azi, ceva de speriat, auzi? Ai o căciulă cam mare asta, da? E și cam tăcută, prea tăcută, ar zice unii. Ar trebui și ea să se mai învioreze așa, mă, să se hârjonească cu celelalte căciuli, să nu mai stea aiurea și să, vorba aia, să privească cu atenție și îngrijorare. Oricum ar fi o căciulă foarte populară în diaspora și, băi, fraților, e foarte încăpătoare, bă, da, păi în cap câteva case sub ea. Avem și lucruri pentru omul de rând, da, vă arăt imediat. Ia uite, ia uite, asta e tichia de absolvent, te trimite în Occident. E o tichie magică, da? Dacă ai ce trebuie sub ea, în 4 ani te duce unde vrei tu în lume și nu mai trebuie să auzi de țara asta decât de pe Facebook. Dacă n-ai nimic sub ea și ai luat-o la 45 de ani pe șpagă de la Colegiul Național de Apărare, s-ar putea să te bage câțiva ani la altă facultate. Dar oricum intri cu foarte mulți bani și ieși cu și mai mulți bani, că ai apucat să scrii și niște opere literare între timp. Deci e bună, e bună pentru toată lumea. Păi da. Ce avem noi aici în continuare? Stai așa, stai așa. Cașcheta de polițist o poartă orice artist, se știe. Te ajută la scandaluri mici și găsit locuri de parcare. Dar când e vorba de scandaluri serioase la care ești chemat în timpul tău liber, fără plată, ești pe barba ta, prietene. Și ce dacă nu trebuia să fie acolo? Și ce dacă Gabi Oprea nu trebuia să aibă escortă? Hă, statul ți-a dat cașcheta, tu descurcă-te cum poți. Dă-le peste bot la hoți. Ia căciula, neamule, ia căciula, ca să nu-ți înghețe bila. Avem aici și căciula rusească, sper eu să ne ocolească. Căciula asta e tare expansionistă, da. Vrea să cucerească toate căciulile care îi stau în cale pe tarabă. Da, hai să sperăm că nu ne întoarcem iar la ea, că vorba aia, abia ne-am recuperat ceasurile și paltoanele. Da, ca să nu zică vreun rezistent ăsta că sunt cu rușii, ia uite, tăticule, pregătit. Șapca americană, frumos, șapca americană pentru toată rasa umană. E o șepcuță subțirică pentru vremea asta, dar, doamne, e foarte elegantă, se poartă așa cu mândrie. Mă rog, ea în sine nu protejează foarte mult, dar dacă chiar vrei protecție, poți să cumperi de la ea rachete, scuturi antirachetă și avioane de vânătoare, da, da. Ah, ia uite un popă, băi, băi,
Păi da, am și așa ceva, cum să-l... Preoțele! Preoțele, ia tichia de patriarh, te transformă în oligarh. E o tichie foarte bănoasă asta, da? Dacă porți tichia asta pe cap, încep automat, băi, să-ți apară bani în conturi, aur pe tine, mașini în parcare. Ia uite, ia uite, tăticule, păi da, curge cu bani. Păcat că e destul de superficial așa, da, ia, când vine vorba de spiritualitate, uită că nu e nimic cu tine pe lumea ailaltă, mă, nici măcar o tichie de aur. Asta o dau gratis. Ce să mai... Ia căciula, neamule, are tăticu. Am căciulă de bufon, mă face să arăt beton. Se calcă lumea în picioare pe căciula asta, pe bune. E cel mai bine vândut produs al meu. Duda le-a adus în țară. Tăricianu a cumpărat vreo 7. Da, îi plac, ci că-l prind așa. Iordache are peste 400 și le poartă pe toate așa, una peste alta. Orban are una mare, frumoasă, galben și albastru așa. Dragnea are una mare pentru el și una mică pentru hamster. De Șerban Nicolae nu mai zic, că după aia zice că are poze cu mine făcând... Nu. Și ultima, doamnelor și domnilor, ultima, dar nu cea din urmă, e căciula de securist. La asta n-am nicio rimă, că mi-e frică. Ia uitați-vă. A? Ce frumoasă e? Cum îmi stă? Nu? N-o vedeți? Păi normal că n-o vedeți, că e invizibilă. Toți securiștii înrăiți poartă câte una. Unde credeți că sunt banii aia mulți din bugetul SRI-ului? În căciul de astea? Păi da? Ci că dacă porți căciula asta, toate grijile au dispărut. Poți să faci ce vrea basca ta, bă, că justiția n-are ce să-ți facă. Poți să dezinformezi, poți să interceptezi, poți să manipulezi, poți să faci orice îți trece prin cap și nimeni n-are ce să-ți facă. Știți de ce? Că ai impresia că dacă porți o căciulă invizibilă, nimeni nu te vede. Dar noi vă vedem. Cei drept nu vă vedem căciulile, dar vă vedem epoleții, mă, băieți. Păi... Alo? Alo, ce s-a întâmplat? Stați, domne. Ia uite, bă, s-a luat lumina. Gata, promit că nu mai zic nimic despre SRI și despre bugetul SRI. Îmi dați drumul la lumină să fac și eu emisiunea? Haideți, bă. Mulțumesc, mulțumesc. Ce să... Atât îi duce pe ei căciula. De-aia zic, fraților, nu contează ce ai pe cap, contează ce ai în cap. Nu vedeți că de aproape 30 de ani ne furăm singuri căciula? Vai de noi.